Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Single Player, lumea noastră, cea de toate zilele. Dă eu nou astăzi. Da, nu știu ce am scris asta. Atac indicator. Ce-i mă ăsta, boss? Of. Merge greu un pic de asta. Nu contează. Fraților, astăzi să continuăm cu orășelul nostru, care visez eu mult la el, adică aici am făcut o terasă, aici o casă, care o să pun și geamuri, când o să am, când o să fac rost de geamuri. Acolo sus, a treia, a patra, nu știu câte case e a noastră, pentru că n-am numărat câte case am. Una, două și trei. A treia casă. Astăzi o să facem mai multe case, aici în împrejur și ca un fel de village, ca să așa să înțelegeți și voi, deci ca un fel de village o să facem aici. O să fie un pic mai greu, deoarece sunt de unul singur și de unul singur e greu să construiești. Ceva regiune o să coborâm aici, mergem pe o alee și aici o să ne înceapă căsuța noastră. Spune ceva de genul pe margine ca să fie mai șmecher, așa. Și aici o să fie ușa de la căsuță. De la căsuță. Și ceva de genul. Aici o să fie ușa. Și aici începe podeaua. Deci toate chestiile astea trebuie distruse, așa cum trebuie o lăbățică, lăbățică. O lăbățică. N-am nicio lopată, nu pe serios. Ah, ba da, am o lopată. Am o lăbățică aici, chiar aici. Perfect, deci trebuie să distrugem toate chestiile astea care ne stau în cale. Cam atâta ne stau în cale, că nu o să facem casa extrem de mare. De fapt, ui, le-am băgat în apă, what the fuck. Așa. Ce mai genos e? Nu mai avem. Fuck. 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 Perfect. Bă, nu știu dacă ne ajunge. Stai să facem din mai mult, pentru că o să fie și acoperișul. Știți? O să vreau să ne ajungă. Așa. Haideți să vedem. Așa. Uai, deci mă doare capul așa de tare. Așa. Acum pereții. Dă pereți, dar pe margine știți că e tehnica. The technical. Deci aici o să fie ușa. Ceva de genul o să vină pereții, dacă mă întrebați. Știu că nu mă întreabă nimeni, dar zic aici, ceva de genul o să fie pereții. Și în casă, ca de obicei, o să pun chestiile basic, adică crafting table și un chest. What? Stai așa. No way. Really? Deci chestiile astea, zici și mie că le-am pus degeaba. Oh my god, le-am pus degeaba. Deci, sunt un deștept. Un deștept ordinar sunt. Deci chestiile alea le-am pus degeaba. Vă gândiți la chestia asta? Le-am pus degeaba? Ok. Sunt un deștept. Un deștept îndeșteptățit. Deci chestiile astea chiar nu trebuiau puse așa. Pentru că putem pune direct. Nu, da, am crezut că o să se facă cum s-o făcut mai înainte, dar normal, știți, fără să punem aia. Perfect. Ok.
Ok, nici eu nu știu ce fac. Perfect. Și acum mai facem încă una. Facem acum și parkour aici, ia fiți atenți. Fail. Nu cred că e posibil să faci parkourul ăsta. Faci așa. Ba, e posibil, da, o să fie mai greu. Vedeți? Ia, ați văzut? E posibil. Știu șmecherii, mă, știu șmecherii. Nu, stai, dacă am pus una, pot să te puși pe celelalte. Și asta e și a doua casă și în episodul ăsta am făcut-o cam repede pentru că deja filmul avea de 6 minute aproape. Dar am luat o casă pe episod, să fac 22 de case, 22 de episoade. Nu sună rău. Ok. Ce are genul? Trebuie să arate. Și punem ușa magică. Și chestia asta chiar o să rupem. Așa, acum mai facem chestiile basic care trebuie în acea casă și ieșituri. Un crafting table și un chest. Perf. Așa, deci în fiecare casă, zici că sunt case de vânzare, să mărea. Așa. Și a doua casă. Asta cred că va fi casa lui Pingu. O să-i dăm lui Pingu. Ia uitați-mă ce frumos arată. Deci, alea nu sunt steburi de aici? Poate da, sunt steburi. Wow, ok. Cred că s-o bugui jocul. Da, cred că nu mai am ce să fac momentan în episodul acesta, că nu m-aș mai apuca de acasă, că durează prea mult, dar, wow, ok. Aici e stricat. Ba nu, de fapt nu e stricat, e după modelul casei făcut. Păi, cred că, fraților, s-ar putea să încheiem episodul aici, pentru că deja am făcut cam tot ce trebuia în episodul acesta. Am făcut o casă, am făcut totarea. Acum, în episodul următoare, să vezi ce o să facem în episodul următoare. Vreau să mă apuc de un palat, ca un fel de cetate, dar... Ar trebui să-mi fac un trunchiop de diamond în primul rând, să-l enchantez cu ăla, cu one, de la... Nu mai știu să... Dintr-un... Dai odată cu trunchiopul, se sparge o piatră, că așa aș putea face spam să distrug. Totuși aș face, m-aș apuca să fac, uite pe aici undeva, să fac așa pe, până pe aici o ale, și după să mă apuc să fac o clădire foarte înaltă, ca un fel de bloc, ceva, nu știu, ceva de astea mărețe și să... Da. Nu știu, să... Chiar să avem acțiune. Deci, fraților, cred că aici o să încheiem episodul pentru că deja am făcut aici o casă, ce ne trebuia în episodul acesta, am făcut aici casa asta în episodul trecut și da, cred că cam atât, să ne uităm de la distanță cam cum arată tot ce am făcut, toată realizarea noastră până acum și al lui Pingu, că a făcut și el fântâna arteziană și alea. Deci da, cam așa arată satul nostru până acum. Aș vrea să fac acolo o mică grădină în episodul următoare. Că acum am siduri, da, două siduri, am făcut cu pădure ceva, să le iau, să le schimb, să le dreg, să le are, știți? Dar așa, acolo, unde e ținta mea, acum eu mă întind, acum o să pun mâna pe mouse, acolo vreau să fac, uai, nu aveți idee cât de somn, aici vreau să fac o grădină, aici la fel, grădină, și aici grădină. Că să arate frumos, da, asta e în episodul următoare, bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod și ne vedem data viitoare. Bye-bye.